Prietenia nu e nimic altceva decât înțelegerea deplină, unită cu bunăvoința și iubirea, în toate lucrurile divine și omenești. Poate că în afară de înțelepciune, zeii nemuritori n-au dat omului nimic mai bun. În aceste cuvinte, în anul 44 înainte de Hristos, Cicero definea prietenia într-o lucrare numită tocmai așa, despre prietenie. O lucrare care este la fel de actuală și astăzi. Suntem, sau cel puțin părem, înconjurați de prieteni. Avem sute sau chiar mii de prieteni în social media. Agendele telefonilor sunt pline de numere și, grație mijloacelor moderne de comunicare, cunoaștem în fiecare zi oameni noi. Dar oare nu folosim prea ușor termenul de prieten? Să facem o clarificare. Nu e rău că sunt mulți oameni în jurul nostru. Ba, am spune dimpotrivă, e chiar bine. Dar prietenia are o legătură mai substanțială între oameni. Ar fi excelent dacă am reușit să facem ca acest tip de legătură să fie extins și să caracterizeze toate interacțiunile noastre. Dar a numi prea ușor pe cineva prieten poate cu ușurință să ne facă să pierdem busola care face diferența între legăturile substanțiale și cele mai puțin profunde. Ca orice alt cuvânt folosit fără discernământ, și acesta ar putea să-și piardă capacitatea de a surprinde realitatea. Dincolo de aceste întrebări, rămân însă apropierea plină de bunăvoință, sfatul cald, uneori mai dur, susținerea necondiționată, care fac atât de frumoasă interacțiunea cu prietenii. Ei sunt cei cărora le cerem sfatul atunci când e greu. Spre ei ne îndreptăm atunci când avem nevoie să împărtășim o bucurie. Lângă ei ne simțim bine. Prin urmare, trebuie să ne alegem cu grijă prietenii. Mai ales că, alături de ei, trebuie să trecem perioadele cele mai grele ale vieților noastre. Decizii, greutăți, furtuni. Dar dacă ne deschidem inima, urmând sfaturile micului prinț, vom vedea miezul lucrurilor și vom ști, cel mai probabil, să deosebim prietenii de cei care ne sunt doar amici. Limpede, nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor nu poate fi văzut cu ochii. Uneori, viața ne aduce în momente în care reflectăm la sfârșitul anumitor prietenii. Se întâmplă să ne înșelăm, e posibil să fim trădați. Să ne gândim însă că în acest fel mergem mai departe și să nu judecăm prea asta. Să ne gândim că și noi suntem câteodată aidoma celor pe care îi putem acuza. Tot în Micul Prinț apare o altă idee tulburătoare care ne poate face să conștientizăm că în ciuda unor mici eșecuri ar fi păcat să aruncăm anatema asupra tuturor. Cum s-ar spune, ar fi păcat să refuzăm să vedem pădurea doar pentru că ochii noștri sunt ațintiți asupra unui singur copac. Este o nebunie să renunți la visurile tale doar pentru că unul nu ți s-a împlinit, să renunți la toate încercările doar pentru că una ți-a eșuat. În vremuri dificile, cum este și aceasta pe care o traversăm, e un moment bun să ne gândim la prieteni și la prietenie. Să îi vedem cu inima și să ne gândim intens la ei. Să îi sprijinim și să le fim alături. Să le facem viața mai frumoasă, atât cât stă în puterea noastră. Oare nu tot asta și așteptăm și noi, în schimb? De la prieteni primim sfaturi. Prietenilor le dăm sfaturi. Prin urmare, să fim atenți la reacția prietenilor noștri. Să le ascultăm sfaturile și să încercăm, de fiecare dată, să le dăm doar acele sfaturi pe care am putea să le urmăm înșine. Am vorbit despre lucrarea lui Cicero. Este un pasaj despre sfaturile prietenilor care nici măcar nu mai merită comentat. Are tot ce trebuie în el. Cicero spune așa: după cum a sfătui și a fi sfătuit e caracteristic adevăratei prietenii, a sfătui cu sinceritate, nu cu asprime, a primi sfaturile cu răbdare, nu în silă, tot astfel trebuie să fim convinși că nu există în prietenie pacoste mai mare decât lingușirea, măgulirea, încuvințarea la orice. Căci trebuie să înfierăm cu oricât de multe nume acest viciu al oamenilor ușuratici și înșelători, care spun totul ca să placă altuia și nimic de dragul adevărului. Și tot Cicero continuă. De altminteri, această lingușire, oricât de primejdioasă ar fi, nu poate dăuna totuși nimănui decât celui care o primește și se încântă de ea.
Așa se face că la vorbele lingușitorilor își pleacă urechea mai ales cel care el însuși se aprobă și e foarte încântat de sine. Să evităm, deci, lingușirile, dar și vorbele aruncate întâmplător, doar așa, crezând că trebuie să spunem ceva. Poate că această perioadă ne-a învățat mai mult ca oricând cât de important este timpul. Să nu uităm că e infinit mai bine să trecem întunericul alături de un prieten decât să mergem singuri în lumină. Cel puțin așa era de părere Helen Keller. Adevărații prieteni sunt rari. Îi descoperim și îi redescoperim după ani, pentru că prieteniile adevărate rezistă. Valoarea unei astfel de legături este tocmai aceea că rezistă fără efort. Iar acest lucru este și diferența față de amiciție. Un prieten adevărat este cel cu care poți fi tu însuți, cu bucuriile și angoasele tale, cu liniștea și furtunile sufletești. Prietenii adevărați nu judecă și de aceea nu se supără și nu supără. Ei sunt acolo și știu că și noi suntem acolo, indiferent de distanțe sau de timp. Să încheiem cu un citat din același Antoine de Saint-Exupéry și să ne străduim să nu ajungem niciodată să rămânem fără prieteni. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata, de la negustori. Dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Prietenie e un dar, prețios și valoros precum viața însăși. Universal și accesibil tuturor. Se poate multiplica la infinit, căci infinit este universul minunat al prieteniei. Cine nu cunoaște acest unic sentiment, poate spune că a trăit pe pământ degeaba. În creștinism se folosește sintagma a te odihni în celălalt. Astfel, prietenia e odihnă când totul se năruie în jur. E scăpare când toate drumurile par să se înfunde. E prea plin când nu știi unde să reverși și în siguranță fericirea unui moment dat. E izvor cu apă rece când nu ai unde să zărcorești focul minții sau al inimii. E peșteră ascunsă unde poți tăinui acele secrete ale vieții care nu pot fi spuse nimănui, dar nici nu mai pot fi ținute în sine, căci te-ar ucide. Prietenia o recunoști fără îndoieli, fără tăgadă, fără amânări. Ea poate fi pe viață până la moarte. Sau dacă crezi mai departe, ea poate merge în veșnicie. Prietenia nu se alterează, căci are termen nelimitat de garanție. E pură precum argintul curățat în foc. E un dat. Aparentele încercări ce pun la îndoială o prietenie venite pe parcursul vieții nu sunt decât variațiuni spre amuzamentul divinității. Prietenia nu se poate sfârși prost, niciodată. Totul e de la început până la sfârșit, știut. Și acest fapt le conferă părților implicate un statut privilegiat. Tot ce e în afara siguranței, a frumosului, a extraordinarului, în afara luminii, e fake. Prietenia trebuie întreținută, hrănită, cultivată doar în măsura în care subiecții simt nevoia personală de a face aceste acțiuni. Prietenia e sau nu e? Dacă e, ești bogat? Dacă nu e, în numele prieteniei te salut. În numele prieteniei răspund și eu. Teme grele ne-am luat noi așa de parcursul întâlnirilor noastre și sperăm că cei care ne ascultă să nu ne judece pe măsura temelor pe care le-am luat, ci doar să se simtă provocați în a reflecta ei înșiși acolo în izolare la aceste extraordinare subiecte pe care nu le-am inventat noi, nu o să le epuizăm noi, ci doar încercăm să fim părtași și contemporani cu aceste extraordinare stări sufletești sau stări de fapt. Da, până la urmă noi încercăm doar să aducem atât cât putem, atât cât ne pricepem, un semn al acestor teme. Hai să vedem ce mai fac studenții noștri. Păi, hai. Să-i spunem bun venit domnului Aurel Lungu. Te salutăm, Aurel. Da, bine v-am găsit. Bună ziua.
Bună ziua, care este un fost student al specializării psihologie din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane. Actualmente urmează cursurile unui program de masterat în cadrul aceleiași facultăți și tot în domeniul psihologie. Cum ați petrecut în perioada asta? Cum vă simțiți și ce ne puteți spune despre izolarea în care vă găsiți? Păi, ce să zic, încerc să fiu cât mai productiv în această perioadă, datorită faptului că am mult timp la dispoziție, am zis să încerc câteva lucruri noi, să dezvolt niște abilități pe care până acum nu am avut timp, poate, să le dezvolt, precum culinăria, spre exemplu. Acum că sunt practic singurul băiat de pe palier, am ocazia să gătesc toată ziua, nimeni nu trece pe acolo, sunt doar eu și cu mine. Și am curajul să încerc mai multe rețete pe care poate m-aș fi sfiat să le încerc cu mai multă lume în jurul meu. Plus că am început să desenez, mai citesc și chiar un coleg și-a lăsat aici la cămin halterele și din când în când mai fac și puțină mișcare. Grijă după mai multe repetări cum deschizi clanța de la ușă, să nu o rup, că e obișnuit fiind cu forța ta de până atunci să nu... Da, da, da. Eu vreau doar să punctez un lucru apropo de bucătărie, a singura activitate în care greșelile se mănâncă. Exact. Exact, da. Bun. Altfel, vreun hobby ceva pe care l-ați dezvoltat sau... Da, acum... Mai cânt și la chitară, iar de asemenea în timpul ăsta mai scriu și piese, mai scriu piese pentru chitară și voce. Și chiar zilele trecute am scris o melodie nouă, care oarecum aș zice eu că este actuală și în prezent, fiindcă e despre izolare și despre faptul că... Hai, te rugăm, ia chitară și... Deci melodia asta se numește Amândoi. Te-am căutat cu disperare până te-am găsit. Ai apărut în lumea mea în momentul potrivit. Că sufletul din ce în ce mai tare îngheța, dar l-a topit căldura ta. Mă simt ca într-o capcană de unde nu vreau să ies, fiindcă știu ce voi lăsa în caz că evadez. Tu m-ai răpit, dar nici o clipă nu ai gătat, ești din infern mai ridicat. De când am strâns prima dată de mână, am înțeles că tu ești acea ultima piesă de puzzle pe care viața mi-a dat-o pentru a-l completa. Nu mai privesc cu disperare la greșelile pe care le-am comis. Deci poarta spre tine ele mi-au deschis cerul gri și străzile pustii. Iar noi stăm ca doi copii îmbrățișați în noapte și în zi. Ne îngroșcăm cu priviri pline de culori printre stele, printre nori, în același vis trăim amândoi. Când sunt cu tine, timpul trece chiar și mă cuprind mereu fiori de la dus. Iar când te îndrept spre ușă, simt parcă ceva chiar mă răscolește umbrele grele. Îți place libertatea, însă vezi că izolezi. Îți place muzica, dar foarte rar dansezi. Viața îți pare o scenă plină, numai de actori în teatru fără de spectator. Sunt într-al noulea cer, fiindcă am înțeles că am pe cineva care să țină la mine mereu la rău și la bine, și nici că nu m-ar lăsa.
care să-mi reaprindă focul inimii când e aproape stins. Tu ești scânteia care m-a prins și lui și străzile cu stil, iar noi suntem ca doi copii prefișați în noapte și în zi. Ne îngroșcăm cu priviri pline de culori printre stele, printre noi, în același vis amândoi. Asta a fost piesa. Mulțumim mult! Excelent! Să știi că ai o voce foarte bună. Da, mersi mult! Foarte fain, excelent! Foarte fain! Un mesaj atunci pentru colegi? Din partea mea? Da! De ce nu? Nu știu, stingeți internetul și ocupați-vă de ceva cu folos. Foarte frumos! Mulțumim mult! Mulțumim! Păi atunci! Spor și așteptăm până se termină izolarea încă 2-3 piese. Eu zic că... Okay. Da, și un pilaf bun așa de orez cu ce știu. O rețetă da. Bună. Sigur. Salut, mulțumim foarte mult. Mulțumim. La revedere. Despre asta e vorba. Da. Unii sunt creativi și în izolare. Da. Mergem mai departe? Hai să mergem mai departe, pentru că alături de noi este în acest moment... Domnul Remus Brad, bine ați venit! Bine v-am găsit din nou! Bună ziua! Ce faceți? Am așteptat întâlnirea cu voi, săptămânală. Nu mă văd cu prea multă lume, după cum se știe bine. Da, trece prin perioada asta. Păi și ce ați mai făcut zilele astea? Adică cu ce v-ați mai ocupat, chiar așa, în izolare? Sigur, mai multe activități, unele care au ținut și de... Direcția de comunicații și marketing, am avut și acolo câteva probleme pe care a trebuit să le rezolvăm, dar m-am mai pus la curent și cu problemele informatice care pot apărea, cele de securitate informatică în principal. Și ăsta e și motivul pentru care aș fi vrut de data asta să vă prezint câteva elemente legate de securitatea informatică. Deci, există un centru de răspuns, așa cum toate țările au lucrul acesta și la nivelul României. E un centru foarte activ, e un centru care colaborează foarte, foarte strâns atât cu Roedunet, Roedunet din care și noi facem parte, cât și cu celelalte organizații sau provider de internet care, desigur, se ocupă de securitate informatică. Pe site-ul ăsta îndemn cam pe toți utilizatorii noștri să își regăsească eventual informațiile legate de problemele de securitate care au apărut sau care, desigur, au fost detectate. Iată, putem citi și o problemă care a fost regăsită în ultima perioadă legată de un troian bancar, altele care vizează poate sistemele de operare instalate de pe telefoanele noastre, în care se arată la un moment dat că clientul de e-mail are niște bug-uri de securitate serioase și care până în momentul de față n-au fost rezolvate. Acum, în afară de asta, cum am putea să ne dăm seama dacă avem o problemă pe calculator? În primul rând, și nu numai pe calculator, chiar și pe telefon, o activitate extrem de intensă, da? E caracteristică unui spyware, unui troian, unui malware care lucrează pe calculatorul nostru. În principal, dacă, iată, deschidem un command prompt, adică undeva aici în fereastra de asta de căutare dăm... CMD, da, command prompt, și deschizând un astfel de command prompt, folosim comanda nestat-a, vom vedea o listă cu toate conexiunile active la momentul respectiv pe sistemul nostru. Eu am dat o astfel de comandă înainte de a porni browserul și vedem că o
bună parte există doar niște servere care sunt pornite și care sunt funcționale de fapt pe fiecare calculator. În cazul în care avem de a face cu un malware, vom vedea un număr foarte mare de astfel de conexiuni care sunt deschise, pentru că în principal asta este rolul lor, este de a încerca să se replice, să atace, să trimită informații. Putem să mai regăsim acest lucru și prin intermediul task managerului, care și el poate fi accesat tot de la fereastra de căutare, da, de la, și pe care dacă îl deschidem, vom găsi aici o listă a proceselor care sunt deschise în momentul de față și care rulează pe sistemul respectiv. Acum, ce trebuie să descoperim aici este să le încercăm să le ordonăm în ordinea descrescătoare a procentului prin care ele utilizează procesoarele pe care noi le avem. Și dacă găsim într-adevăr ceva aici care folosește, în afară de acest idle process, care folosește în mod intensiv procesorul și cu nume care ne este necunoscut, înseamnă că iarăși ceva nu este în regulă pe calculatorul nostru. Acum, legat de nume, în orice moment putem face următorul lucru, ne uităm în task manager sau ne uităm în ferestrele cele cu comenzile pe care le-am dat anterior, netstat-b sau netstat-a, și la B găsim numele aplicației sau a procesului care de fapt a realizat conexiunile respective, ne ducem frumos într-o fereastră de browser și încercăm să-i dăm numele respectivei aplicații și desigur vom găsi în primul rând o descriere acestei aplicații. Deci eu am tastat dwm.exe, este de fapt Desktop Windows Managerul care rulează, ni se dă o descriere, ne poate da și eventual câteva indicații vis-a-vis de posibilitatea sau imposibilitatea ca acesta să fie un virus și așa mai departe. Da? Deci, iată, lucrurile sunt la îndemâna noastră să ne facem o scurtă evaluare a sistemului. Acum, desigur, unde am mai putea găsi dacă lucrurile sunt ne la locul lor? Tot de aici am putea porni msconfig. Așa. Prin msconfig ajungem undeva într-o aplicație de configurare în care desigur vedem serviciile care sunt pornite pe sistemul nostru și cu siguranță vor fi foarte multe. Le putem ordona în ordinea numelor, în ordinea proceselor care rulează sau care sunt oprite la momentul respectiv. Ceea ce e foarte important este să ne uităm la numele producătorului. Dacă este un nume necunoscut, deci n-a fost semnat serviciul respectiv sau, desigur, recunoaștem ceva care nu ar suna normal, să îi luăm numele, să-l căutăm pe internet și să aflăm mai multe despre el. La fel și aici, în startup, avem o listă întreagă, din care vedeți unele sunt de bifate, unele mai rămân bifate, de, să zicem, aplicații care pornesc odată cu sistemul de operare. Ne putem uita, cele bifate sunt cele care pornesc, ele trebuie la fel să fie identificate și să aflăm dacă sunt semnate. Vedeți, aici am ceva care e nesemnat, cu toate că în mod normal ar fi trebuit să aparțină producătorului, da, Toshiba în cazul meu. Le putem verifica locația, dacă provin dintr-o locație care, să zicem, nu este normală, nu aparține sistemului de operare și eventual să încercăm să le oprim dacă cumva ele ne supraîncarcă sistemul de operare, cel puțin în cazul ăsta la pornire. Acum, pentru a ne feri, desigur, ce trebuie să facem este să folosim un antivirus. Antivirusul trebuie să fie la zi și, desigur, să scanăm cel puțin într-o variantă quick, da? Foarte, foarte des sistemul de operare, mai ales atunci când știm că poate am instalat aplicații din surse care nu sunt verificate. Dacă cumva nu ne ajunge un astfel de antivirus,
putem să încercăm să folosim variante de antivirus, care unele dintre ele sunt free. În principal, eu vreau să vă arăt doar trei dintre ele pe care eu le-am folosit. Deci ar fi acest AdAware, care are o variantă free, poate fi instalată și cu ajutorul căruia ne putem scana la un moment dat, îl putem dezinstala după ce scanarea a fost făcută și desigur am regăsit problemele care au apărut pe calculator. Dacă nu, recomand la fel Malwarebytes, care și ăsta are o variantă free și care la fel poate detecta astfel de malware-uri sau spyware-uri. În general, spyware-uri sunt cele care ne interesează. Sau mai există încă una, Spyboot, care iarăși are o astfel de variantă free, care este la fel de utilă, în principal și datorită faptului că poate face scanner și de astfel de rootkit-uri. Să fim foarte atenți întotdeauna la ceea ce descărcăm. Niciodată nu descărcăm din surse necunoscute, niciodată nu instalăm aplicații executabile din astfel de surse necunoscute și, desigur, dacă o facem, trebuie să avem un antivirus care să fie menținut la zi. Foarte interesant. Informațiile și cele de astăzi, foarte interesante, pentru că plonjează așa, ne aruncă într-o zonă pe care cu toții cumva o intuim, dar uite, nu avem suficiente cunoștințe. Deci ne spuneți așa, că n-ar trebui să instalăm din surse nesigure, să avem grijă, da. Și iată că e și la îndemâna noastră să clarificăm câteodată, măcar așa minimal, dacă suntem sau nu amenințați. Și desigur să avem mare grijă pe ce site-uri navigăm, pentru că foarte multe dintre ele pot aduce ferestre pop-up care la un moment dat sigur să fie mascate printre cele ale sistemului de operare dintr-un motiv, să zicem, clar de încredere, da? să apăsăm pe tasta OK și în momentul acela din site-ul respectiv să se instaleze un astfel de troian, un astfel de malware pe calculatorul nostru. Deci, în niciun caz nu instalăm ceea ce nu credem că ar trebui. Domnule Brad, vă mulțumim mult de tot pentru informațiile de astăzi. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Lucruri noi, e ușor amețitor, e o lume fascinantă lumea asta și trebuie să ne o asumăm ușor. Uite că nu sunt lucruri greu de făcut, trebuie să fim un pic atenți și dacă toți suntem în izolare, putem să folosim puțin din timpul ăsta pentru a ne pune la punct cu astfel de amenințări, pentru că până la urmă ne pot afecta fără să ne dăm seama. Salutare, Raul! Salutare! Salutare! Ce faci? Ca toată lumea pe timpul pandemiei acasă. Bineînțeles. Făcusem mai înainte să te avelăm pe tine o incursiune în lumea calculatoarelor cu domnul Remus Braț și am încheiat să ne vedem sănătoși. Dar cum să ne vedem sănătoși dacă nu ne întreținem un pic sănătatea, fizic vorbind? Poate ne ajuți în sensul ăsta. Păi, ca să încep așa, că persoanele într-o formă fizică bună, da, sunt mai puțin instabile emoțional, mai sociabile, mai extrovertite, da? Crește imunitatea corpului la boli, făcând sport, da? Se reduce factorul de stres foarte mult, modificarea în mod pozitiv a comportamentului, da? Plus creșterea nivelului energetic al organismului și îmbunătățirea stării de sănătate. Ca să vă dau niște exemple așa, sau importante beneficii, să zic, de ordin fiziologic, da, care se obțin prin practicarea exercițiilor fizice, este unul, creșterea rezistenței cardiovasculare la efort. Da? O forță musculară, un tonus bun. Ne arăți ceva? Da, vă arăt niște ateliere, să zic, da, care le puteți face acasă fără să aveți materiale și puteți să improvizați. Da? Și să o lingură, o furculiță. Să vă doresc un pic, ca să vă și explic un pic. Da? Facem în jur de 8 ateliere. Da? Puteți să începem cu o încălzire. Deci, important, totdeauna, înainte să ne apucăm de mișcare, trebuie să pregătim organismul pentru efort.
Și această pregătire a organismului pentru efort, încălzirea aceasta trebuie să fie timp de 10 minute. La fel, după efortul depus, trebuie să existe starea de revenire, da, la normal. Și atunci se face un stretching, să zic, de final, de exerciții. Da, care stretching-ul ăsta ce face? Întinde musculatura, da, relaxează corpul, respirație. Atelier 1, spre exemplu, o alergare, toate astea, aceste ateliere se fac seriile acestea de 5 ori, da? Deci într-o serie, da, de 8 ateliere, o să începem cu o alergare cu genunchii la piept, da? Care se desfășoară în 5 repetări, adică numărând 1, 2, 3, 4, 5. După care ne așezăm în poziție de flotare, da? Facem floor sprint, așa zis. Adică genunchiul, da, se aduce simultan, tot așa de 5 ori, numărând 1, 2, 3, 4, 5. Da? După care se face o pauză scurtă de 5 secunde. Da? Trecând la următoarea etapă, coreene. Da? Acum, coreenele cum se desfășoară? Făcând o extensie a spatelui din săritură, poziția de flotare, extensia spatelui, revenire, din nou. Da? Deci tot așa timp de 40 de secunde. Toate aceste exerciții le facem timp de 40 de secunde. Da? Da. Al treilea atelier, am putea mima o săritură de coardă. Da? Ne imaginăm că am ține o coardă în mână. Da? Deci noi nu avem, că suntem la bloc. Dar ușoare sărituri, timp de 40 de secunde, da? De simultan, sau alternativ de cu picior pe celălalt, mimând că sărim coarda. Al patrulea exercițiu, da, care l-am putea face, este o poziție de flotare in-out, adică simultan genunchii se duc spre piept, se întind. Sau spre exteriorul brațelor se întind. Deci pe interiorul brațelor se întind sau spre exteriorul brațelor se întind picioarele. Da? Un alt exercițiu care l-am putea face, da, este așezat în poziție de abdomen. Da? Aici putem să folosim niște gantere. Dacă nu avem gantere, putem să improvizăm cu niște sticle de apă. Petru sau ceva. Da? Câte 2 litri. Ținem 2 sticle în mâini, da? Pline. Nu goale. Okay? Și acum, deci, din șezută, da? Cu genunchi ușor îndoiți, ce facem? Din ridicare ne răsucim. Stânga, dreapta. Stânga, dreapta, da? Timp de din nou 40 de secunde. Ok? Ok. După care, exerciții de biceps. Da? Alternativ, nu sticlele, da? Cu peturile. Ok? Tot așa, timp de 40 de secunde. Da? Ce am mai putea să adăugăm la toate acestea? Abdomene normale, banale, da? Deci cu priza picioarelor sub pat sau sub dulap sau ceva, sau efectiv cu tălpile pe podea, da. Abdomene normale, simple, da? Ridicări, atenție la bărbie, bărbia să nu fie în piept, da? Deci bărbia ridicată, spatele încercăm să-l ține cât mai drept. După ce am făcut, urmează revenirea organismului după efort, da? Deci astea 5 serii, da, se fac. Important de precizat, 4 serii, fiecare exercițiu se face timp de 40 de secunde, da? Trebuie să iau un pic ca să pot să vă explic mai bine. Da. Iar ultima serie, a 5-a, doar de 20 de secunde fiecare exercițiu, da? Este seria finală. Și aia se face într-un ritm mult mai intens, adică aproape fără pauză. Da? În rest, pauză de maxim 5 secunde. Nu mai mult. Da? Ca să și ardem ceva, să obținem și rezultate. Și toate acestea se fac în timp de 30 de minute, jumătate de oră, 20 de minute. Da? 20 de minute sau așa. Deci cele 30 de minute de mișcare pe zi pot să fie făcute și în casă atunci când suntem nevoiți să stăm în izolare. Perfect. Mulțumim. Salutare. Salutare.
Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Îl avem alături de noi pe domnul Petru Trăscăian și l-am întrebat cum a petrecut perioada asta de izolare. Adevărul că nu a fost un moment prielnic lecturii, reflexiei și nu îl pot categorisi ca un timp de calitate, din păcate. Am recitit mai mult. Recitesc Umberto Eco, care îmi place mult de tot, e unul dintre scriitorii preferați. Apropo de Umberto Eco, și eu mi-am adus aminte de numele Trandafirului. Da. Numele Trandafirului și Pendulul lui Foucault. Da. Pendulul Foucault rămâne în topul meu a doua cea mai frumoasă carte citită, după Nostalgia. Ce ne recomandați? Cele două cărți preferate, în primul rând, Nostalgia și Pendulul, da. Da. Pentru astăzi vă recomand Steven Johnson, 6 inovații care au făcut lumea modernă, cum am ajuns aici. Este o carte apărută în original în 2014, tradusă la editura publică în 2015. Editura publică a mai publicat de Steven Johnson De unde vin ideile bune, Wonderland, cum a creat jocul lumea modernă și cea mai nouă apariție, Vizionar. Steven Johnson, fiind unul dintre cei mai apreciați scriitori de pop science, a realizat și a prezentat documentare după propriile cărți la diferite televiziuni din Marea Britanie și din Statele Unite. 6 inovații care au făcut lumea modernă, și aici Steven Johnson vorbește despre sticlă, cum am ajuns să ne bucurăm de marile spații vitrate și de internetul de mare viteză prin fibra de sticlă, vorbește despre frig, despre avantajele aerului condiționat, despre sunet, cum am ajuns să ne bucurăm de telefon, de radio, ce a adus amplificarea, vezi sonarul și radiotelescopul. Vorbește despre timp, despre măsurarea timpului și inovațiile și modul în care ne-a transformat măsurarea timpului viețile. Vorbește despre lumină, drumul nostru spre găsirea luminii artificiale, de la lumânare, trecând prin uleiul cașalotului și până la becurile moderne, la invențiile lui Edison și Tesla. Mulțumim mult de tot pentru intervenția de astăzi, mulțumim mult pentru cărți, că iată au fost mai multe. Și eu vă mulțumesc. Și să ne revedem sănătoși. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes în viitor. Mă bucur că v-am văzut. Salut și noi. Salut. Să încheiem frumos, nu? Și mai ales cum se cuvine. Cred că avem ultimul invitat. Bună seara! Bună seara! Bună seara, tinere care treci prin iarba schitului meu! Mai este mult până apune soarele. Un pic. La 8 și ceva. Am vrut să zic la sfârșit Lucian Blaga. E o poezie foarte frumoasă a lui. Ce faci, David? Bine. De fapt, încerc să fiu destul de productiv. Ele că stau în casă, încerc să-mi găsesc de lucru cât de mult pot. Și îți găsești, nu? Da. Având în vedere meseria pe care vreau să o practic, chiar îmi găsesc destul de mult de făcut. Îți faci un repertoriu acum de... Să zicem. Când ieșim din încercuirea asta în care ne aflăm, nu te mai oprește nimeni cu recitatul. Și eu te rog pe tine, în numele iubitorilor de poezie, în numele celor care nu pot trăi fără poezie, iar eu fac parte din această comunitate a celor care din când în când opresc mașina, iau, dacă au la îndemână, un volum de poezii sau deschid un telefon și citesc cu voce tare pentru bucuria sufletului o poezie.
Ajută-ne să încheiem foarte frumos această întâlnire. Bun. Eu am o poezie de dragoste de Alexandru Andrieș, care este un cântec foarte frumos, dar iubesc foarte mult versurile acestea și aș vrea să le recit mai mult decât să le cânt. Te rog, te ascultăm cu mare atenție. Fata pe care o iubesc e frumoasă și aș vrea să vi-o descriu. Ea are în privire adâncimi de abis, iar ochii îi sunt verzi cenușiu. Fata pe care o iubesc e frumoasă, dar e greu să o cuceresc. E cea care atunci când pășește pe stradă, toți se întorc și o privesc. Fata pe care o iubesc e frumoasă. Și dragostea mea tot crește. O văd foarte rar pentru că stăm cam departe. Și ea nu mă prea iubește. Excelent, David. Îți mulțumim foarte mult pentru intervenția ta. Pentru cei care ne privesc, vreau să spun că tu ești student în anul întâi la Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Facultății de Litere și Arte. Aveți un mesaj pentru colegi? Un mesaj din izolarea dumneavoastră către izolarea lor? Mi-e foarte dor de ei, mi-e foarte dor de profesori, mi-e foarte dor de energia pozitivă care se crea atunci când începea ora de actorie și, bineînțeles, toate celelalte cursuri. Dar la actorie era ceva special. Și abia aștept să mă întorc, chiar dacă un pic mai târziu decât mă așteptam, abia aștept să mă întorc alături de ei și să ne bucurăm împreună de revenit. Să ne revedem sănătoși! Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! Salutare! Salutare! Asta a fost azi. Tragem o concluzie. Eu sunt foarte bine dispus, indiferent de izolare sau de nu. Să ne vedem data viitoare, veseli, voioși, prieteni, căci am vorbit despre prietenie la început. La revedere, prietene! La revedere!